Fantame, nu te mai tu până la Isabela și de materialul ăsta. Că eu mai am o grămadă treabă și n-am timp de te duc cu drumul. Hai, te rog frumos. Ce cu mine? Nu vezi ce cu minte stau aici pe canapea? Trimite-l pe pupăză. Că el de-abia așteaptă un motiv să se ducă la aia. Ba nu-l trimit pe pupăză, că nu vreau să o stresez cu avansurile lui libidinoase. Te trimit pe tine, că tu cel puțin nu te dai la aia. Că altfel nu te execută Teo. Cățelule, nu mă dau eu, dar se dă ea la mine. Deci oricum ar fi mai condamnat la moarte. Fantome, nu exagera. Dacă nu vrei să intri, lași materialul la recepție. Fă-mă și tu ceva în casa asta. Nu. Fă ceva constructiv, nu mai sta ca o beșniță tolănit. Executarea, du-te și tu ăsta. Ok. Mulțumesc pentru colaborare. Dar să fii al dracului ăla care intră. Rămân la recepție, așa popule. Să faci. La ce recepție, mă? Mă, de unde are ăsta bani de hoteluri? Nu e vorba de recepție de hotel. A, recepție, adică petrecere? Păi cine limită pe pârlitul ăsta la recepții? L-a luat Teo cu ea, nu? Nici de recepție de aia nu e vorba, lasă-mă! Dar de care, mă? Zi odată, că scot vorbele de la tine cu cleștele! Tâmpițule, zi! Oh, păi dacă vorbim așa frumos, chiar mai convins să spun? E vorba de recepția de la Bela. Trebuie să-i ducă un material și nu vrea să intre. Hai, intru eu! Dă-mi mie, chemă înapoi că intru eu! Nu mai am timp să-l chem înapoi, materialul trebuia să ajungă deja! Păi, și altceva ce mai ai de trimis la ea? Nu mai am nimic momentan. La când? La pași! Când o ai avea, ăsta anunț! Lasă-mă pace! Păi ce... Slănino softicos. Nu sunt bun de curier, a? Nu sunt eu bun de curier? He. Lasă! Dacă tu mă vrei, eu mă vreau! Și-am venit la tine, că tu ești salvarea mea, ultima mea speranță! Mă, Căiurete, ai făcut vreo nefăcută și vrei să te declari responsabil? Ai caftit vreun infractor? Mă, Teo, pe ce o am față de brută ca paștilatul? Nu, mă, vreau am învățat cum să-și cap de avansurile lui șefa. A lui șofica mea. Se dă la tine? Păi și de ce n-a accept, tu ești nebun, că te-ar omorâ pentru ea. Asta stai rău cu... Doamne, apără-și păzește, nici într-un caz. Dar nu vreau mă cupla cu trânsa, că mi-e șefă. Păi tocmai de-aia trebuie să te cuplezi, fraiere, ca să te favorizeze. Te poate numi adjunctul ei, poate să-ți dea prime, libere. De ce vorbești? Și dacă ne certăm și ne despărțim, nu intervine reversul medaliei și după aia o să răzbune pe mine că nu mai suntem împreună? Nu care cumva în cazul ăsta e mai bine să-l amestecăm cirviciu cu amoarele? Da, ai și tu dreptate, da, da, uite că ea le cam amestecă, nu? Păi da, am și venit la tine, mă! Să mă înveți, să-mi dai un punt, să fac într-un fel, să scap de trânsa. Da, să fie așa, delicat, să nu pară că-s brutal, că nu vreau aprinde boală pe mine să răzbune pe tema asta. Simplu și la mintea cocoșului, inventează că ai o altă iubită. Hai, lasă, că am mai făcut pe cocoșul până acum de vreo două ori și am picat de fazan. Cum naiba? Eu te așa bine, odată l-am pus pe Poponeț să-și schimbe vocea la telefon, să pară că e femeie. Așa. Și s-a dat de gol sândur ca bouul. Și a doua oară i-am zis eu că sunt cuplat cu Cătișor în Spania. Și m-am dat eu de gol sândur, tot ca bouul. Deci... Pune și tu, femeie adevărată să te sune. Tu? Eu? Tu suni. Da, 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 că tu e psihologă, tu ai vorbele la tine. Și n-are cum să te descoasă șofica în fel și chip. Tu nu te perzi cu una cu două. Măi, Chiorete, tu ești cu cap, păi aia îmi știe vocea. Ți-o deghizezi și tu puțin, mai dai cu pila pe limbă ca lupul cel rău. Hai mă, că tu cu oricăi de talent, puteai să faci și teatru. Muream de foame, da. Hai mă, Teo, mă, că mă revanșez, promit. Okay, uite, îți bat covoarele, îți fac piața, îți închid balconul. Ok, ok, dar ne trebuie o poveste plauzibilă. Aha. Ha, știu cum facem. Îi spui lui Poponeț că... Deci nu pot să cred că ai venit până aici și nu vrei să mă vezi. Am zis să nu vă, să nu te deranjez. Vanda, tu pe mine nu mă deranjezi niciodată. Hai, ia loc. Plus că mi-ai făcut un dita mai serviciul și vreau să mă revanșez. Dar nu e dita mai serviciul, e un amor de CD și chiar nu trebuie să te revanșezi. Știu că nu trebuie, dar nu o fac pentru că trebuie, ci pentru că face plăcere.
Așa sunt eu mai darnic. Îmi place să-mi răsplătesc colaboratorii. Ok, atunci nu mă opun. Așa te vreau. Mamă, vine la mine. Am și eu o mare rugăminte. Spune-mi. Orice ar fi recompensa asta, mi-o trimiteți acasă prin Costeluș. Că eu mai am niște livrări de făcut și să nu mă car cu obiecte după mine. Păi să rămână... stai că nu e un obiect. Of, 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 deal lui deal și valea-i vale, rang, tang, 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 mândră-i mândră până ce moare, of, of. Ce-i cu veselia asta? Am o veste mare! M-am cuplat! Te-ai cuplat? Da! Te-ai cedat în sfârșit. Te-ai ținut și tu cocoș așa câteva săptămâni, că ești mândru, că nu se cade, că bla, 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 că și până la urmă n-ai mai putut, te-ai cedat. Bravo! Dar nu cu șofica m-am cuplat, bă, cap dă-mi el. Cum? Poate-ți unghia din gât, respiră. Aruncă cuțâtul ăla de parte de tine, la cu care vrei să stai venele, picicoiule. Nu cu șofica? Nu! Păi cu cine? Competentă. O tipă, bă, a venit acilea la noi să depui o reclamație. Cum că o bate iubitul. Și m-am dus să o consolez. Din milă, îți dai seama. Și m-am oferit că o protejez. O dată s-a luminat la față și mi-a scăs mai frumos ca Florin Persic. Ăsta, ca făt frumos și mai înalt ca Florin Persic. Și mi-a sărit de gât și dintr-una într-alta am dat-o în mozoale și gata, limpiala. Băi, ce vorbim eu? Trage dragostea la tine ca musca la rahat să fie. Bă, dă-te, dracu, că te las fără dinți. L-am zis rahat, dă la turcesc, bă, de să pune pe prăjituri. Păi zi, bă, și tu șerbet, zi alviță, zi în altfel, nu rahat. Bravo, mă, nu știu ce să... Eu mă bucur tare pentru tine, să o stăpânești sănătos, să faceți nuntă mare, să nu mă pui naș că n-am bani, da? Hai, da, mă! Mi-am să aminte că am o treabă, hai că vorbim, îmi povestești. Da, 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 ești plin de treabă ca broasca de păr. Te duci să dai raportul la șefa al treacu să fii cu clanța aia de bingăritoare. Și m-a pus pe mine să-ți aduc asta că el e ocupat, n-are timp să vină. Ia uite ce broscuță norocoasă! Pentru ce e asta? Pentru... Nu mi-a zis. Dar bănuiesc că e pentru vreo reclamă de-a voastră. Oricum o să te lămurești tu cu el când vă vedeți. Aha. Auzi și... Ce mai faci tu? Care-i viața ta? Lasă că mă lămuresc chiar acum. Să nu fie ceva urgent pentru vreun client și să fi uitat eu. Alo, Costeluș, a venit pupăză cu o vază. Pentru cine? A, interesant. Bine, vorbim, pa. Nu mi-a trimis nimic. Cum? N-a trimis, mă, Bela? A, dacă neagă e clar, înseamnă că e un cadou pentru tine. Uite, chiar l-auzeam întrebând prin casă în stânga și în dreapta ce cadou să-ți facă pentru succesul ultimului spot publicitar. Știi ce? El e timid, mititelul. Mănâncă mult, dar e timid. El n-are curaj să recunoască că îi place de tine, dar minte să-ți mai aducă ceva personal. E un fătălău. Mănâncă mult, dar e fătălău. Mi-a trimis un cadou pentru ultimul succes. Impresionant. Ar trebui să întorc și eu gestul și să-i trimit ceva. Da, trimite-i un pupic și promit că îi dau. Dar nu pare gay. Uite, un scotch de bună calitate, fiță. Pe mine, da. Mă scuzi, am o ședință urgentă. Mulțumesc. Sigur că da. Cuplat? Cu cine s-a cuplat? Cu una venită să depună o reclamație pentru violență domestică. Yes! 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 Mi-ai căzut în plasă, Nicuriciule! Bagă mata! Bună, Teo! Da? Poți să sun când a ieșit planul? Bingănitorul Chelios și-a făcut treaba. A vărsat tot în gușa aia lui grasă. Da! Ia mă că ți-a trimis Bel. Gogule. Ia stai așa. Că poate o ia Van Damme. Că ăla de când e fomist, e strângător. Ca do de la Bella. Sunt iubita lui, doamna comandant. Îmi cer scuze, dar sunt de jumătate de oră pe mobil și îmi răspunde numai căsuța.
Cred că este închis accidental. Trebuie să-i comunic ceva urgent, că altfel nu sunam la secție. Serios? Ce ai să-i transmis, madame? Tu tău polițist, da? Eu care făceam griji că ai răspuns la avansul lui Pupăză și că încolo cu poponeță. Vandame, nu e ceea ce crezi, doar o regie ca să-l ajut pe Chiorete. Păi Chiorete? Păi Chiorete! Și mă mișto! Să-l ajut să ce? Să iasă de naftineță, să-i se scoale paranormalul? Vandame, încetează cu paranoia, că nu e nimic din ceea ce crezi. Ascultă-mă! Ce s-a întâmplat, șefa? A sunat iubita lui Chiorete, aia pe care zicea că o bate gagicăsul. Așa și? Și exact când vorbea cu mine și îmi spunea de Chiorete că-i gagicăsul, a intrat bărbatul și a început să facă o criză de gelozie. Și brusc s-a întrerupt convorbirea. Trebuie să intervenim urgent, că la sigur acum o bate. Interveni, șefa! Stai să mă echipez! Mersi, doamne, că pot eu impresionez cu curajul meu. Mulțumesc. Nu trebuie, că merg cu Doruleț, nu cu tine, că e nevoie de un puternicos ca să anihilăm bestia. Ce s-a întâmplat, șefa? M-ați chemat? Localizează urgent ultimul apel primit și pregătește mașina că plecăm într-o misiune de salvare. Am înțeles. Bă, dar ce naiba de oameni stau în clădirea asta? Dacă n-au fost în stare să-și pună măcar un bec pe palier. O fi administrator vreun Pupăză. Acosta, de unde ne dăm seama care e apartamentul? Păi ascultăm la ușă și unde auzim țipete sau zgomote de agresiune, intrăm în banc, hai! Păi hai, eu înainte. Ce faceți, mă, aici? Bă, tu ești idiot, ai greșit localizarea apelului și m-ai dus la Teo în timp ce o femeie neajutorată e maltratată? Mă scuze, șefa, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Păi normal că ești idiot, ieși! Ne scuzați, o să vă facem noi clanța. Continuați. Continuați. Ce? Continuăm că m-am inhibat. Bine că s-a revanșat așa. Bună, Costela. Ia zi, ți-a plăcut cadou pe care ți l-am trimis prin Pupăză? Cum nu ți-a dat nimic? Ok, hai că revin. Alo, Pupăză, poți să știu și eu când îi dai cadou de la mine lui Costeluș? Cum i l-ai dat, Pupăză? Tu-ți bagi joc de mine? Adineauri am vorbit cu el și nu primise nimic. Hai, du-te imediat și dă-i cadou, că nu mai e ce discuta cu mine dacă umbli cu de-astea. Alo, ce surpriză! Sărumâna, am sunat să vă mulțumesc pentru cadou. O să-l beau cu băieții de seară, în cinstea afacerii, ca să meargă din plin. L-a luat el? Oh, lasă așa că-i bine. Mă bucur că-ți place. Da, poate păstrezi un păhărel și pentru mine să-l bem împreună, da? Stă rămâna! De ce ai mințit-o, mă, pe Bela, că nu ți-am dat cadou, nemernicule? Tu vrei să mă sabotezi ca să mă urască? Să nu mai ai tu concurență la ea, hă? Da, să... Bă, Pupăzoile, tu ai luat o parătură? Nu mă stă, mă, lângă Ema, că să ia. Ce cadou mi-ai dat tu mie, mă, băiete? Dar nu ți l-am dat ție personal, dar l-am pus pe noptiere la tine în dormitor. Și mă rog frumos, ce cadou ai pus la mine pe noptiere, că nu știu! O sticlă de whisky. Ce fel de whisky? Care bea un whisky vechi de 18 ani? Aha! Aha, ce? Deci tu ai luat-o, nemernicule! Eu? Nu tu, mă, ăsta! Deci tu e sabotorul care vrea să-mi ia pe Bela. Tot eu, mă? Nu tu, mă, ăla! FD și o să se bucure Teo când o să audă. Aha, o să se bucure. Și-o vezi, mă, cum e? Bă, tu te-ai țăcălit? Nu mă ștea frate pe lângă Ema, că se ia. Ți-am zis? Nu-i zis. Ăsta e cadoul meu de la Bela. Pentru treaba cu comisiunul, cu CD-ul. Și știe că e la mine, că am sunat-o mai devreme să-i mulțumesc. Păi și atunci pe mine, de ce mă luăm așa la trei păzește? Că astea te-ai chineze, bă! Nu știi cum e zic alea veche? Chisem și te-ai chindă, eh? Ce-ai zis, mă? Cine ce iubește să te-ai chineze, bă? Aznavor, Piaf, Ratatouille, Asterix, Obelix? Serios? De? Păi și nu puteai, mă, să-i oprești, că tu-mi știi adresa. Mă, Teodora, să n-am paie la măgar și mândruță în hambar,
Dacă am avut abardă, dășinderea asta lor idiotă. Eu nici nu eram apalea în secție când au plecat răiei. Plus că planul a fost ideea ta. Pa, nu-ți e rușine. După ce am acceptat să-ți fiu iubită de milă ca să-ți rezolvi tu problemele... Mamă! Deci am avut dreptate când am zis că l-aș să iasă din abstinență. Că vrei să-i scoli paranormalul din morți. De-aia o refuz tu, mă, poți să fii ca? De-aia o refuz, poți să fii ca? Că ai marfă mai de calitate, mai experimentată, mai purie. Fița, cocoșete, bă, Vandame, tu ești puțin complet tra-la-la? Ori ai luat dileala lui nevastă ta până simpatie conjugală dintre aia? Iubire, ți-am mai explicat că m-am dat drept iubita lui ca să-l salvez de avansurile Soficăi. Ce mă vezi pe mine umblând cu milițieni? Poftim! Adică! Sunteți ce mai căut aici? A venit să facă clanța. Poftim! Ce să-ți facă? Adică să-mi repare ușa! Ce vrei să te pun pe tine? Cu tine am alt de treburi, că mă excis la maxim când ești gelos. Și tu, Chiorete, dispari, că trebuie să repar ceea ce am stricat din cauza ta, da? Hai de drum. Păi și clanța? Asta, ușa? Rămâi dincolo de ea, de pază, ca să nu mai vină peste noi colegii tăi, milițieni. Să trăiți. Pa! Să vezi ce-ți face. Plecă, șefa? Mă, nu ți-am zis că nu vreau să-ți văd fața tot restul săptămânii? Sau vrei să-ți dublez amenda? Am venit să vă spun că eu n-am greșit adresa. Am verificat de 10 ori și să știți că telefonul ăla s-a dat de la cabinetul lui Teo. Interesant. Da, amenda tot nu-ți o șterg. Că trebuia să știi că acolo e cabinetul lui Teo. Că doar e psihologa secției de dinainte să vin eu, șefă. Chiorete, fără să am pretenția că sunt paranormal și fițe, ca alții, nu dau nume, ca să nu te superi, eu anticipez că atunci când o să iasă mușchiul de la șefa, o să urmezi tu și o să fie vai de capul tău. Aha. Da, pentru că ai mințit-o de 3 ori deja. E a treia minciună, mă, care o contorizi. Ia, fiate. Ha! Să trăiți! Ah, Chiorete, bine că ești aici, că avem de discutat. Nu degeaba am zis tu, luminosul, mai și eu sclipirile mele, mă. Unde tot fugi, Chiorețel? Fico, să văd dacă e ciocănitori. Și șefa, șefa, lăsați-mă să vă explic. Telefonul ăla... A fost foarte bun. Chiar mi-a prins bine că mi-a deschis ochii. Chiorete, eu nu pot să despart un cuplu atât de proaspăt și de frumos că mă bate Dumnezeu. Băi, ești nebun! Asta n-a aflat că totul a fost o înșelare. Mersi, Doamne! Popolețule, hai să te cinstesc! De ce? Căci că fiindcă ți-am lăsat drumul liber către Trânsa și ea de mâine o să reorienteze către tine. Crezi că nu fac cinste? Așa, ia, tată! Dă și mie 200 de lei până la alea. Ce? Haide, mă, că acum când ești fericit poți să fii și tu generos, mă, haide, dă-mi coace. Și mai dă-mi și niște bani de flori, că trebuie să o curtez, da? De ce m-ai făcut cu ou și cu oțe dacă știai că sticla a ajuns la Vandam? Scuze-mă, a fost o încurcătură. Da, uite, o să mă revanșez, o să-ți fac și ție un cadou. Păi chiar trebuie, că merit, cu vârf îndesat. Asta, cu vârf și îndesat. Și chiar te rog să-l chemi aici pe Vandam și să-l faci praf pentru că a luat el sticla. Și numai că a luat-o, dar și băut-o. Bețiv, că e și bețiv. Păi, n-am de ce să-l cert. Pentru el era, de fapt, cadoul. Cum pentru el? Păi și atunci de ce m-ai pus să îl dau la gogoașă? Nu vroiam să îl dau direct lui Vandam ca să nu-și închipuie că-i fac curte sau că-l plac. Adică nu-l placi? Bela, să știi. Să știi că deja mi-ai făcut un super cadou. Oh, mă bucur. Atunci nu trebuie să-ți mai dau ce vroiam. Ba trebuie că n-am zis că nu-l vreau și pără. Ia zi, ce? O cafea. Mă scoate la cafea. Am întâlnire. Yes! Vreau! Vreau, pentru că o cafea nu se refuză niciodată. Ok, dar stai liniștit că nu e în geantă. Uite. Asta e cafea? Dar ce le dragă, e originală, e din Brazilia. Ce, tu băi numai de-aia de aur din Belgrastan sau cum naiba o zice? Ha? Cum sunt?
Beton, nenică, fercheș, elegant. Da. N-o să zică nimeni că e șofer pe 84. Băi! Sau portar de hotel. Ce golan! Stai, mă, că nu glumesc. O să sară pe tine direct, numai când te-o vedea, crezi? Să vezi. Bună, frumușelule! Mulțumesc de compliment! Nu cu tine vorbim, băi, nasolule. Ți-a fost dur de mine, chiorițel? Măi, șovica, ce faci? N-ai zis că telefonul ăla de ieri ți-a deschis ochii așa mari și că nu-i frumos să desparți un cuplu așa frumos și de proaspăt? Ba da, dar mă referam la Teo și Vandame. De-aia vreau să te smulg din brațele lui Teo, ca să se poată împăca liniștită cu Vandame. Și ar trebui să-ți fie rușine că te-ai dat la iubita prietenului tău. Mamă, ce rușine mie! Oh! Singur, atât de singur! Dă-mi de arăt banii de ți-am dat. Drumul tu! Ce? N-ai bucul acolo cu mine? Și restul le-am luat pe astea, n-a poftin, ți l-am dat. Bă, Vandame! Tu ai luat-o puțin, puțin complet pe arătură? Ori ai luat dile la lune vastă ta până conjugală dintre aia? Bă! Ah, eu? Stop!